deci nu, n-ai cum așa ceva. Mi se pare incredibil topul de săptămână aceasta, sincer, eu una nu-l înțeleg, dar iată că avem o schimbare majoră, cel puțin în cazul fetelor. Pe locul întâi în topul atât al publicului cât și al casei se află la fete Diana, pe locul al doilea se află Tess și pe locul al treilea se află Ramona. Mama săptămânii este doamna Tamara, mătușa lui Alexandru, iarăși un new entry. Iar la băieți situația este următoarea. Pe locul întâi se află Mihai, tot așa atât votat de către public cât și de către casă. Pe locul al doilea în clasament se află Alexandru, așa cum probabil v-ați fi așteptat deja. Și pe locul al treilea, Telian, ce să vă zic, am intuit acest lucru și v-am zis încă de dinainte, știam că va fi cel puțin pe locul al treilea, nu putea să plece tocmai așa în toiul întâmplărilor, așa că niciun băiat dintre cei doi, exact cum am preconizat, nu părăsește astăzi competiția. Așa că aștept părerile dumneavoastră în legătură cu acest minunat top al săptămânii.